Bine v-am regăsit, dragile mele, bine v-am regăsit, dragii mei. Cine va fi următorul partener? Altfel spus, să trecem la lucruri serioase, să vedem ce vă așteaptă în viitor, care ar fi liniile, direcțiile, predispoziția pentru a avea o nouă iubire în viața dumneavoastră. Dacă doriți să participați la această etalare, bineînțeles, pot participa și cei singuri, pentru că nu vreau să treacă săptămâna fără să fac și o etalare și pentru cei singuri, așa că așa cum v-a acumulat, chiar vă invit și pe voi, dragii mei, să alegeți unul dintre cei trei îngerași pe care i-am pregătit aici pentru voi. Sunt foarte pregătit să vă răspund la întrebări. Așa încât o să discutăm despre un partener posibil. Posibil să primim date exacte vis-a-vis de perioada în care ați putea să intrați într-o altă relație. Cum este partenerul? Poate obținem și o descriere fizică, ar fi absolut minunat. Cum decurge relația dintre voi? Cum ar decurge relația dintre voi? Asta pentru a vă îndepărta de orice fel de formă de negativitate, astfel încât să-i tăiați omului craca de la rădăcină sau să tăiați rădăcina cu totul, că nici nu apucă să se dezvolte această relație, pentru că unele persoane au această tendință de a refuza vehement intrarea într-o nouă relație. Dar să vedem, poate că persoana aceasta aduce foarte multe lucruri noi. Altfel spus, vreau să aflu pentru voi ce aduce persoana aceasta în relație. Cu ce vine în relație? Care este acel plus valoare în relație? De asemenea, o să discutăm și despre secretele partenerului. Asta ca să fiți puși la punct cu toate informațiile. Nu uitați că este o etalare generală, o etalare colectivă cu care ați putea să rezonați sau nu. Nu uitați că sunteți în deplină siguranță, liberul arbitru vă aparține, așa că această etalare își propune, în opinia mea, direcții ce ar putea să se întâmple în perioada următoare în planul iubirii. Pentru etalarea numărul 1 avem inginerul. Ați văzut? Ia uite, poate cunoașteți un inginer. Inginerul, îngerașul albastru sau cu steluțe. Ia uite ce frumos. Vi l-am mai prezentat eu de nenumărate ori. Este foarte zâmbitor astăzi cu ochii negri, blu, cine știe. Ia că poate seamănă cu îngerașul, cine știe. Inginerul de serviciu. Pentru cea de-a doua etalare avem acest îngeraș care se roagă pentru voi. Cine știe, poate că persoana care o să intre în viața dumneavoastră, dacă o să intre, chiar se roagă în acest moment să găsească în sfârșit și el sau și ea un partener alături de care să rămână până la final. Pentru că necunoscute sunt căile Domnului. Avem și îngerașul băiețel, îngerașul brunețel care este cam pus pe șotii, s-ar putea să fie tinerel dacă este energie masculină. Acum că am făcut așa o mică descriere a mesajelor care a situațiilor, a celor trei situații, avem 1, 2 și 3. O să începem cu îngerașul albastru. Haideți să vedem, să îmi notez și eu aici prima etalare la minutul 03:45. Dacă doriți să treceți peste această etalare, puteți să vă uitați în josul acestui clip, pentru că acolo aveți descrierea generală a acestui clip, inclusiv timpii, ca să nu pierdeți vreme. Ei bine, ca energie generală, haideți să vedem ce ne povestește îngerașul albastru. Puteți să mutați cursorul dacă vreți mai simplu și mai repede să ajungeți la imagine, dacă nu aveți răbdare să verificați timpii din descriere. Dragii mei, nu vă gândiți la nimic. Haideți să ne bucurăm de această călătorie spirituală și să vedem ce detalii putem să aflăm, la ce să ne așteptăm noi. Este o etalare temporală. Ori de câte ori vă uitați la acest clip, considerați-l valabil. Haideți să vedem, energia generală a acestei etalări. Ei, domnul inginer, cred că glumesc, evident, dar
never say never. Nu, never say never. Nu se știe niciodată, s-ar putea să fie într-o relație de trio. Cred că persoana aceasta face un crush așa pentru voi, s-ar putea să se îndrăgostească subit de voi, dar să și, nu, dar să nu vă mai lase. Este o persoană care posibil să aibă gropiță în barbă sau să aibă barba mai pronunțată, el, ochii cameleonici, mai mult căprui verzui, șaten spre castaniu. Posibil ca între voi să fie și o a treia parte. Dacă deja ați cunoscut această persoană, posibil să știți deja despre ce este vorba. Dacă n-ați cunoscut-o, sunt șanse mari să cunoașteți o persoană care s-ar putea să mai aibă pe cineva, s-ar putea să fie într-o relație instabilă, că dacă așa se îndrăgostește rapid de voi, probabil că acolo ceva se petrece, dar nu se insistăm în partea cealaltă, o insistăm pe sentimentele acestui bărbat sau acestei doamne. Acum eu mă adresez în mare majoritate doamnelor și domnișoarelor, pentru că într-un procent mare energia este feminină. Domnii, și asta repet mai ales pentru abonații noi și care mă întreabă, domnii pot să se situeze în situațiile pe care eu le prezint. În loc de energie feminină, pune energia masculină. Oricum, energiile se întrepătrund, așa că ideal este să nu preluați ad literam aceste mesaje, ci doar ceea ce vi se potrivește. Știu că spun ca un papagal chestia asta de fiecare dată, dar vreau și cei noi să înțeleagă cum funcționează aceste etalări. Cum spuneam, revenind la oile noastre, posibil ca cealaltă persoană să fie mai în vârstă decât el. Este o ființă destul de închisă, asta înseamnă că relația s-ar putea să fie tăinuită, că persoana aceasta s-ar putea să se cam ferească de cea de-a treia parte, pentru că acolo sunt tot soiul de facilități din punct de vedere material, din punct de vedere financiar. Are persoana asta ceva de împărțit cu cealaltă ființă, mai puțin iubirea, dacă este să mă întrebați pe mine după acest mesaj. De aceea, probabil că a intervenit această breșă în program, a intervenit această scurtătură și cred că persoana voastră profită de ea. Dar ce pot să vă spun este că este o persoană care s-ar putea să vă apreciază și o să se mire cum vă puteți uita dumneavoastră la el sau la ea, indiferent despre ceea ce vorbim. Deci pentru el sau pentru această persoană veți deveni o mirare. Probabil că nu își va lua ochii de la voi, nu poate să-și ia ochii de la voi și cred că asta o face chiar în momentul în care discutăm, pentru că există varianta să discutați sau veți discuta prin intermediul mesajelor mai mult, pentru că spuneam, asta este, sper să își rezolve problemele, dar o să vedem pe parcurs despre ce este vorba. Deci, ca partener posibil, așa, ca într-o deschidere, s-ar putea să fie și pe aici grizonat pe la tâmple. Eu zic că este o persoană șarmantă, așa, îi place galbenul, s-ar putea să-i placă galbenul, s-ar putea să fie din zodia pești, foarte mult pești vărsător. Pe aici, pe acolo, scorpion, gemeni, de asemenea, leu. Persoane, ele, blonduțe cu ochii negri sau roșcățele cu ochii închiși la culoare, grosso modo, persoane elegante, persoane care știu să se îmbrace, persoane care sunt foarte senzuale, indiferent despre ce vârste vorbim, pentru că aici avem și niște vârste mature. Dar asta o să vedem pe parcurs. Persoane de modă veche, să știți, persoane generoase, persoane de modă veche, persoane galante. Este acea persoană care știe să deschidă portiera unei doamne la mașină. Și cu asta cred că am spus tot. Bun, haideți să vedem partenerul așa cum este el în mod real. Și aici probabil că o să fie vorba și despre intențiile sale. Cum este el ca om? Că este, deja am spus multe calități, mă rog, defectul probabil că constă în această a treia relație. Să știți că mi se pare că într-un procent foarte mare este și fidel. Persoana aceasta s-ar putea să fie cinstită în momentul în care este într-o relație. Dacă întâlnește pe altcineva, probabil că îi va comunica celelalte persoane că și-a găsit pe altcineva și asta este. Adică nu simt, cel puțin din acest punct de vedere al primei etalări, că persoana aceasta este construită în a avea două, trei relații în paralel. Adică nu este persoana care înșală.
poate să găsească pe cineva, dar când pleacă, pleacă cu totul, fără a face pe nimeni să se simtă înșelat sau înșelată. De aceea, cred că, v-am zis, mi se pare cumva o mirare că îl acceptați sau cu acceptați, se va mira. Nu știu, poate să fie diferență de vârstă, dar nu se vede. Poate să fie de asemenea o diferență de mentalitate, o diferență de diferență. Mă rog, când vorbești altă limbă, s-ar putea să fie mai greu de comunicat și sentimente și emoții. Dar se pare că nimic nu cred că va mai sta în calea fericirii voastre, pentru că ce credeți, o să afle și cealaltă persoană despre voi. Și sunt șanse foarte mari să vă apropiați din ce în ce mai tare unul de celălalt, chiar dacă sunteți la distanță, distanța să se diminueze până când să vă întâlniți față în față. Haideți să vedem cum este această persoană când nu este cu voi. Sau dacă n-ați cunoscut-o, cum poate să fie când nu sunteți voi. Deci așa cum este această persoană în, se vede, în varianta reală. Cum este? Să știți că în această, în această, aceste două cărți colaborate vorbește de, aceste două cărți vorbesc despre posibilitatea de a vă fi în primul rând prieten. În, în cercul său de prieten sau așa cum este, că de asta spuneam, când nu sunteți cu voi, să știți că este o persoană care reușește, este o persoană care ar putea cumva să decepționeze alte persoane în ideea în care vrea să-i fie bine. Asta înseamnă în felul următor, că nu este o persoană care înșală, dar este o persoană care, dacă simte că este bine, atunci, cu riscul de a decepționa pe cineva, va face acel lucru. Dacă consideră că are dreptate, dacă consideră că și-a găsit fericirea în altă parte, dacă consideră că trebuie să facă un pas mai departe, dacă consideră că trebuie să părăsească, părăsește, indiferent dacă persoana de lângă el este de acord sau nu cu deciziile pe care le ia. Asta înseamnă, eu am zis în primul rând, aici și partea mai puțin plăcută a lucrurilor, ca să știți și cu ce să vă confruntați, că dacă știți dinainte cu ce să vă confruntați, s-ar putea să fie, știți, să proiectați așa în viitor ceea ce se întâmplă, astfel încât să-l aduceți pe calea cea bună. Pentru că, ce credeți, nimeni nu este perfect. Persoana aceasta este o ființă prietenoasă. Este prietenoasă, leagă foarte multe, foarte repede prietenii, este sociabilă. Nu este frică să apară în public, pentru că știe să vorbească, știe să se poarte. Spuneam că este, în unele cazuri, un adevărat gentleman, având în vedere că știe să deschidă ușa, poartă, portiera unei doamne. Posibil să fi trecut prin viața sa, prin tot felul de, cum se numesc, piedici. Da, piedici, capcane. Și cred că această vulpiță care a ieșit nu face altceva decât să ne confirme cumva faptul că persoana aceasta s-ar putea să știe să se fofilească, nu știu dacă am folosit foarte fericit termenul, dar știe să descurce în viață, știți? Adică cu o astfel de persoană nu muriți de foame. Adulmecă capcanele, trece printre ele, adică dacă este un câmp așa ca o vulpiță, dacă este un câmp de capcane, va trece printre ele. Eu zic că este o calitate. Hai să privim și partea plină a paharului, numai partea goală a paharului, deși voi știți că eu nu privesc niciodată partea goală. De asta spun că poate să fie o persoană mândră și poate să reziste mult și bine într-o relație atâta vreme cât nu se simte înșelat, cât nu se simte îngrădit. Adică dacă îi puneți cumva condiții și vii la ora 9 acasă, s-ar putea să nu mai fie ok, sau astăzi nu ieși la bere cu prietenii. Iar nu e ok. Adică nu-i place să îi se scurteze lesa, în ghilimele de rigoare, nu-i place să, cum să vă spun, nu că mi-ar plăcea parteneriatul cu voi sau iubirea cu voi, dar îi place mult mai mult o relație relaxată.
Acum mergem, acum eu mă duc cu prietenii, tu te duci cu fetele, hai să facem o petrecere, mai invităm și alții prieteni. Nu este acea ființă care ar putea să stea într-o relație botic în botic doar cu partenera. Dar asta v-am spus, nu înseamnă că este o ființă care la primul pas înșeală. Partenerele unui astfel de bărbat sau partenerii unei astfel de femei s-ar putea să fie foarte geloase. Adică dacă sunteți doamne, s-ar putea să vă geloziți foarte ușor, pentru că persoana aceasta este o persoană deschisă, foarte deschisă, jovială, râde mult, simțul umorului dezvoltat, doar că dă senzația, și cred că la început asta o să vedeți, o să dea senzația de că ar fi indiferent sau că nu pune foarte mare preț pe longevitatea unei relații. Și atunci tendința partenerei este să se retragă din această relație considerând acest bărbat neserios sau care nu prezintă încredere sau nu este un soi de stâlp așa al familiei pe care să te bazezi. Sau dacă merge la o petrecere și o să râdă mult și cu alte colege de serviciu, o să aveți senzația că nu este serios în relație. Dacă mă iubești doar pe mine, stai să te clizești cu toate colegele mele. Dar n-are nicio legătură. Așa este firea sa. Nu zic că nu ar atrage, pentru că celelalte ființe nu știu că așa este firea acestui bărbat să zâmbească tot timpul, dar nu că ar avea ceva, că nu este vorba de flirt. Așa este persoana. Îi place să fie toată lumea veselă în jurul său. De aceea cred că are și o doză mare de optimism. Poate fi un aspect mai puțin plăcut. Faptul că este foarte degajat, foarte relaxat. Dar știți de ce? Pentru că este foarte, are încredere în el și știe că n-are, adică n-are de ce să se sperie sau n-are de ce să lase loc de urmărire, pentru că el se știe ce poate. Dacă eu sunt așa, nu înșel, sunt prieten, sunt fidel, sunt, dar de ce să nu zâmbesc? Adică ce mă costă să arunc cum zâmbesc? Știți, deci ceva de genul acela, așa că o să îmi spuneți la momentul potrivit despre ce este vorba. Acum, haideți să vedem cum va fi relația între voi doi. Deci ar putea să deranjeze puțin faptul că este foarte deschis. Haideți să vedem cum va fi relația dintre voi doi, având în vedere și faptul că v-am zis, deocamdată când îl cunoaște sau dacă l-ați cunoscut deja, s-ar putea să mai aibă și pe altcineva. O să las cărțile să se extragă singurele de data aceasta, am nevoie de acuratețea citirii. Și vreau să rog minunații ghii spiritoare cărora le mulțumesc din toată inima să intervină cu spiritul și cu energia lor bună. Și au intervenit. Ia uitați. Nu vedeți voi singurei? Cum va fi relația dintre voi? Ia uitați. Ce inel frumos! Posibil să existe o cerere în căsătorie sau să oficializați relația. Nici nu știu ce să vă mai zic aici, că tot îmi sună în minte niște inițiale și o să vi le spun, că nu vreau să mă cenzurez în niciun fel. IMC, asta ca să vă identificați și mai bine cu această etalare. O dată de 25, mă gândeam acum să nu spun tâmpenii, că v-am zis, niciodată nu o să dau date exacte, pentru că numai bunul Dumnezeu știe ce se întâmplă și cum se întâmplă, dar aș putea să vă spun așa cumva, prin intermediul intuiției, că așa trebuie niște calcule acolo de făcut, cumva din momentul în care întâlniți această persoană s-ar putea ca în 7 luni să vă căsătoriți cu această ființă. Gărgărițăriță, zboară în poieniță. Ia uitați, apare Don Juan. Nu i-am spus bine, corect, nu i-am spus bine, este cavalerul teuton pe care l-așteptați, dacă sunteți doamne. Dacă nu, cu, așa, nu știu, într-un procent destul de mare, aveți toate șansele. De fapt, na, preca predispoziție. Există șansa intrării în viața dumneavoastră a acestei persoane, a unui gentleman. Ce v-am spus? Ce v-am spus? Și așa de tare mă bucur când se, cum se întâmplă lucrurile și cum se confirmă lucrurile și prin intermediul cărților. O să vă aducă mare bucurie. O să vă aducă mare bucurie. Este o persoană care este înconjurată, să știți, de prieteni. De asta spun că o ființă atât de deschisă nu poate să fie izolată.
Deși nu e musai, că dacă nu ești, dacă nu ești deschis, nu ești, sau ești neapărat izolat. Dar așa cum îl simt eu pe el, că este, cred că este vorba despre o persoană de energie masculină, să zic așa, nu este singur. Așa că cred că l-acceptați cu pachet cu tot. Nu cu cea de treia persoană. Cu pachetul său de prieteni, de cunoștințe, de colegi, de... și pregătiți-vă de foarte multe întâlniri între prieteni, de vacanțe cu prieteni, de petrecere acasă. De ce nu? Poate să fie și un săgetător și Taur, de asemenea. Poate să fie și un Capricorn, dar în sfârșit. Să știți că Universul vă ghidează unul către celălalt. Și această persoană va apărea undeva în public. Cu public. În public, cu public. În sfârșit. Universul aducându-vă unul pe celălalt, unul lângă altul. Adică vă apropie cumva, știți? Așa, vă cam împinge până când vă întâlniți. Deci în jurul publicului, într-o piațetă, pe Facebook, de ce nu... Și cumva, v-am zis, parcă, nu știu, mergeți la film și stați unul lângă altul la cinema. Sau un autobuz, unul lângă celălalt pe scaun. Deci este vorba despre două persoane care sunt unele lângă altele. Adică unul lângă altul, așa. Și începe să vă uitați unul la celălalt. Cam așa, practic, ar putea să se întâmple misterul. Ce aduce această persoană în relație? Deci, 3, 4. Ce aduce în relație? Să nu-mi uit socoteala, cum mi-am așezat cărțile. Ce aduce? Ce frumos! Păi, în primul rând, vă face să vă iubiți pe voi înșivă. Este vorba despre iubirea de sine. Vă determină să conștientizați cât sunteți de frumoasă, de deșteaptă sau de frumos sau de deștept sau important sau cât sunteți de puternic, de special. Uitați-vă la mina acestei, la figura acestei persoane. Chiar și așa, prin intermediul imaginilor, putem să ne dăm seama de cât de relaxată veți fi în această, sau relaxat după caz, în această relație. Deci aduce, clar este plus valoare, dă plus valoare relației, aduce, este acea persoană care, știți, dacă vă vede mai tristă, dar du-te și fă un masaj, dar du-te și fă-ți manicura sau hai să faci și ceva, să-ți revii sau... Știți? Adică nu vă lasă să vă adânciți nicicum în stare de negativitate, de așa posăceală, de pesimism. Vă văd zâmbind, vă văd relaxată, vă văd că vă treziți dimineața ca și cum, nu știu, sunteți ca un copil care, nu știu, n-a iubit niciodată așa. În modul ăsta. Văd și persoane castanii cu castanii, persoane cu părul castaniu și cu ochii tot așa deschiși la culoare. Deci, în primul rând, vă face să vă iubiți voi, să vă crește stima de sine, să știți. Este o persoană care poate să facă altă persoană să aibă mare încredere. Alături de această persoană construiți. Și asta cred că vă lipsește foarte tare, să construiți alături de o persoană. Haideți să vedem dacă persoana respectivă are și anumite secrete sau dacă ascunde ceva. Un 54, un 52, un 61, un 53, 37, 30, 44, 41, dacă am spus, repet, să-i repetă. Ce secrete are? Păi nu are secrete. Și se va strădui foarte tare să demonstreze acest lucru.
De asta spun. Adică s-ar putea să vă spună de la început că are pe altcineva și că urmează să divorțeze sau că are pe altcineva și urmează să se separe. Adică probabil că este acel gen de lucrurile care le duc la prietenii lungi. Nu se va feri să vă spună ce are pe suflet. Băi, Aki. Deci nu se va feri absolut deloc. Și se va strădui foarte tare să căpătați încredere în el sau în ea și va fi ca o carte deschisă. Veți putea să citiți de la început această persoană, pentru că așa cum este așa cum este el sau ea, așa va fi cu voi în general. Adică cum este între prieteni, așa va fi și cu voi. Este la distanță, s-ar putea să stea într-un oraș bogat, industrializat, s-ar putea să fie probabil Marea Britanie, de exemplu, ceea ce văd, sau capitale străbătute de apă, sau în orașe străbătute de apă curgătoare, dar e și așa și apă și dealuri, adică nu câmpie, sau nu câmpie, poate să fie, da, în sfârșit. Cel mai rău lucru al său pe care se ferește este, deci cel mai rău lucru la această persoană este să fie posac. Adică dacă îl vedeți așa căzut sau uitându-se în van, uitându-se, atunci înseamnă că are o problemă. În rest, adică cel mai rău lucru este să fie așa, să fie nepăsător. Este o persoană care este foarte, pune foarte mult suflet în ceea ce face și îi place ca lumea să se simtă bine în jurul său. Deci, din momentul în care veți întâlni această persoană, v-am zis, în 6, 7 luni, 8 luni maxim, există posibilitatea să oficializați această relație și să semnați niște acte, să spunem așa, mă rog, să vă logodiți. Ceea ce pot să vă spun este că în foarte multe cazuri s-ar putea să fie o persoană care este la distanță față de voi, dar asta v-am zis, nu împiedică să vină la voi. Cam atât în ceea ce privește această etalare. O să trec la cea de-a doua etalare. Dragii mei, dragile mele, știți că vă iubesc de nu mai pot. Nu îmi cereți și nu îmi mai cereți să vă spun o dată exactă. Pe 14, pe 15, pe 16 se întâmplă atunci și să stați în jurul acestei date și să așteptați să nu se întâmple nimic sau să se întâmple și să spuneți wow, ce s-a potrivit. Nu dau date exacte pentru că sunt cinstită cu voi ca de fiecare dată și vă spun că nu am această posibilitate să vă spun și dacă aș putea să vă spun, nu vă spune. Pentru că nu vreau să vă induc acele stări și să nu mai faceți nimic și să așteptați să vină iubirea. Glumesc, evident. Vreau să vă spun că numai Dumnezeu știe ce se întâmplă. Așa că noi oamenii suntem doar niște mesageri dacă avem această cinste și onoare. Pentru cel de-al doilea îngeraș, îngerașul cât am vorbit prima, da? 28-26, dar vă duceți acolo jos în descriere și treceți peste etalarea care nu vă interesează, îngerașul de cristal, cea de-a doua etalare, haideți să vedem cum va fi, cine va fi următorul vostru partener. Energia generală a acestei etalări, da? Partenerul posibil, să zic așa, concretizat în această etalare, cea de-a doua etalare care se roagă, cum spuneam la începutul etalării generale, care se roagă să-i aducă bunul Dumnezeu pe cineva alături de care să petreacă toată viața. Și haideți să vedem dacă așa este sau nu. Așa cum am simțit. Ei bine, o conexiune neașteptată. O conexiune neașteptată, dragii mei, dragile mele, este vorba despre o persoană care este exact totalul vostru. Adică gândiți-vă la cum sunteți voi, fie bărbați, fie femei, este fix totalul vostru. Dar partea bună a acestei etalări
este că părțile opozite, opuse se atrag în situația aceasta. Și de ce vă spun? Indiferent de acele aparente piedici, pentru că știți cum spun, de fiecare dată nu contează nici vârsta, nu contează înălțimea, nu contează istețimea, contează iubirea aceasta de la suflet la suflet. Și exact cum spuneam și cum vă spunea și acest minunat îngeraș în globul de cristal, pentru această persoană contează absolut tot. Inclusiv relațiile fizice, inclusiv atracția aceea, nu numai de la suflet la suflet, atracție, poveste de dragoste cu tot tacâmul, ca să zic așa. Și cred că în primă fază vă veți atrage foarte mult. O să vedem dacă este o relație la distanță sau pe rețele de socializare, dar și dacă este la distanță, este încărcată de atâta pasiune de numai. Ce pot să vă spun este că există și această variantă să se întâmple consumarea. Nu știu dacă zic bine, că aici este foarte multă pasiune. Deci cred că în momentul în care o să vă vedeți față în față, dacă este la distanță, nu o să mai puteți să vă stăpâniți emoțiile. Și atunci probabil că există o întâlnire pe un teren neutru, într-un hotel, într-o cameră neutră, într-un loc neutru, hai să spunem așa, că sunt multe locuri în care vă puteți întâlni și atunci s-ar putea să se consume foarte repede această pasiune. S-ar putea să fie o relație de o noapte, în primă fază, dar nu se termină aici. Asta e clar, nu se termină aici, pentru că atracția este foarte, foarte mare. Vă dorește persoana asta extraordinar și cum minus cu plus se atrag, probabil că vă așteaptă o îndrăgostire pe nepusă masă. Este o conexiune neașteptată, iar partenerul acesta s-ar putea să fie total diferit față de ce v-ați gândit voi că ar fi. Posibil să fie o persoană brunețică cu tenul mediu măsliniu, ochii negri, în jurul vârstei de 38 de ani, mai mult sau mai puțin, poate și 40. Ea s-ar putea să fie mai mare decât el, dar să știți că nu cu mult sau dacă este, nu se vede, pentru că este o senzualitate între cei doi cum rar am putut să văd. Vă atrageți unul pe celălalt extraordinar. Dorința de a merge mai departe este rapidă. Adică dacă vă cunoașteți pe sau vă veți cunoaște pe rețelele de socializare, vă veți dori foarte tare să vă și vedeți, să vă și întâlniți. Și în momentul în care vă întâlniți, poate că plecați de acasă cu socotelile voastre și plecați cu ale lui sau invers, poate și el face același lucru, s-ar putea ca să aveți niște emoții așa la prima întâlnire, dar în momentul în care vă întâlniți, s-ar putea să nu vă mai dea drumul. Nu văd că este o persoană în alte relații sau că este o persoană căsătorit. S-ar putea să fie din zodia Scorpionului, că Scorpionul este pus pe fapte mari din punct de vedere intim. S-ar putea să fie vorba despre gemeni, vărsător, rac. Ei bine, și Taurul a ieșit. Deci am două prietene furnicuțe care mă vizitează tot timpul când mă așez la birou. Ea s-ar putea să fie blonduță sau cu părul roșcățel spicat, așa, sau roșcoțel cu mai mult păr alb, în fine. Sau așa, nu știu, datorită, nu știu cum să zic, decolorării, vopsirii, să aibă mai multe pete, așa, cum am eu, ceva de gen, așa. Literele P, în primul rând, sunt persoane care s-ar putea să locuiască în Franța, Spania, ca distanță, mă refer, ar putea, deci nu dăm date sigure pentru că nu este cazul, ar putea să locuiască în aceste țări. În general s-ar putea să fie o persoană latină. Poate să fie și de România, că și românii sunt latini. Da. Deci, haideți să vedem. Partenerul, așa cum este el, că nu este cu voi. Că nu este cu voi. Ia să vedem. Este o persoană care are succes.
Deci este o persoană de succes. Asta înseamnă că poate să fie o persoană cunoscută, recunoscută, poate să fie o persoană publică, poate să fie recunoscută în cercul de prieteni, să fie un soi de lider, să se ia lumea după el sau după ea, după caz. Este o persoană care deschide uși. Este o ființă care îl are pe vinul în coa și se folosește deseori de farmecul său pentru a deschide anumite uși, a rezolva anumite probleme, astfel încât să îi aducă succes și ce își dorește până la urmă de la viață. Că ce își dorește de la viață, obține. Este o persoană care știe ce vrea, de aceea cred că în momentul în care va pune ochii pe voi, va ști că vă vrea și va face astfel tot posibilul să fiți partenerul sau partenera lui sau a ei. Este o persoană care apare, cum să vă spun, îi place să facă surprize, este omul potrivit la locul potrivit și este o persoană care știe, aici s-ar putea să fie puțin cu duș întors, este o ființă care ghicește în ghilimele, știe pe ce butoane să apese astfel încât să facă pe cineva să se deschidă către el sau către ea. Un fin psiholog, indiferent dacă are sau nu studii în acest mediu, are din naștere, așa, are un har anume, este foarte intuitivă, simte, are un miros foarte fin și mai ales, v-am zis, știe cum și ce să facă astfel încât să cucerească o persoană și să o deschidă, mai ales că există varianta ca voi, cei care ați ales această doua etalare, să nu fiți foarte deschiși. Probabil că asta vă și trebuie, că cred că de asta minunatul univers ar putea să vă trimită în cale această ființă, tocmai să vă determine să vă deschideți. Adică dacă ar fi cineva ca voi, și de asta, vedeți, aici a ieșit această carte cu opozițiile, plus cu minus, hai să spunem așa, părțile opuse se atrag, probabil că dacă ar fi la fel ca voi, nu ați fi avut șanse și cred că ați avut pe cineva ca voi și nu cred că au avut șanse de reușită. De asta sunteți și atât de diferiți, că trebuie o persoană, vă trebuie. Este oportun să intre în viața dumneavoastră o persoană care este total diferită de voi. Adică poate să fie unul, eu știu, spontan, altul conservator, unul extrovertit, altul introvertit. Adică altfel nu cred că puteți să funcționați foarte, foarte, foarte ok. Este o persoană care s-ar putea să zboare foarte des cu avionul, s-ar putea să călătorească foarte mult, indiferent dacă vorbim de, mă rog, amis avion, dar poate să fie orice mijloc de transport, poate să fie o ființă care lucrează în companii de comunicare, deci orice soi de comunicare, poate să fie și în audiovizual, că tot spuneam că s-ar putea să fie o persoană cunoscută sau recunoscută, poate lucrează radio, poate lucrează în TV, poate lucrează într-un ziar, la un ziar, cum se numește, în presă, nu? Poate să fie o ființă care, de ce nu? Poate să fie aviator, poate să fie vaporean. Este o ființă care se împrietenește ușor, îi place să exploreze, dar îi place să exploreze în sensul de a rămâne prieten, de a-și face cu ușurință prieten. Deci îi place să-și facă prieten, să cunoască peste tot lume. De asta spun că este o ființă care poate călătorește foarte mult. Sau, de exemplu, dacă vin în țara respectivă, muncește acolo, își face prieteni. Sau merge mai departe, într-un alt oraș, iară, acolo își face prieteni. Deci îi place să aibă cât mai multe cunoștințe, relații, informații de peste tot. Vedeți că pentru o categorie mult mai mică, foarte, foarte restrânsă, există varianta, există posibilitatea ca această persoană să aibă legătură. Uite, cu până acum n-am primit un asemenea mesaj, deci nu mi s-a întâmplat niciodată. S-ar putea să aibă legătură cu o casă regală. Cine știe? Că tot am amintit, cred că am zis de Spania. Tot am amintit. Deci soluția vine de la greci. Glumesc. S-ar putea să spun. S-ar putea să aibă legătură cu casă regală, s-ar putea să dețină un titlu, de exemplu. Acum nu credeți că o succes către telenovele, dar este un mesaj pentru o mai foarte categorie restrânsă, dar dacă mi-a venit, m-am inspirat și l-am dat mai departe.
Este o ființă care, exact cum spuneam, își face prietenii care să dureze. Cum va fi relația dintre voi doi? De ce ai căzut? De ce ai căzut? Ok. Cum va fi relația dintre voi doi? Păi, în primul rând, vă veți cunoaște prin intermediul, unor mesaje. Este un nou capitol în viața dumneavoastră pe care îl veți scrie și cred că este valabil și pentru această persoană. Cred că voi sunteți noul capitol în viața lui, în viața ei, după un blocaj. Adică s-ar putea ca persoana asta să vină după niște blocaje din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al iubirii. S-ar putut să nu fi avut multă vreme pe cineva, tocmai pentru că s-a ferit să se implice. Persoana aceasta mi se pare că în momentul în care se implică, se implică cu totul. Adică nu este o ființă care își pune bariere și nu îl împiedică nimic sau nu împiedică nimic, inclusiv a treia, a patra persoană, a cincea, puteți să fiți și cu 7 copii după voi sau cu 7 bărbați sau 7 femei, că nu-l interesează sau nu-l interesează. Dacă știe că s-a îndrăgostit de voi, vă face absolut tot posibilul să fiți în relație cu această persoană. S-ar putea să aibă un secret pe care, dacă reușește să vă deschidă pe voi către ei sau dacă reușiți să aveți o comunicare bună și să fiți împreună, vi-l va spune. Este ca și cum și-ar fi scris un secret într-un jurnal. S-ar putea să vă lase să-l descoperiți, secretul său. Deci are un secret persoana asta pe care îl ține strâns acolo undeva. Iar în momentul în care veți fi împreună, aveți toate șansele să descoperiți acest secret, pentru că vă implică tot soiul de jocuri, știți? Ca să vă atragă. Tocmai pentru că probabil voi sunteți unii dintre dumneavoastră destul de conservatori. Vă dă tot soiul de indicii. Știți că ziceam că s-ar putea să aibă legătură cu casa regală și, în sfârșit, dacă nu este vorba despre acest lucru, că spuneam într-un procent mai mic, s-ar putea să apară în fața dumneavoastră ca o persoană normală care merge cu autobuzul, care merge la serviciu, o persoană sau poate să fie o persoană care pare. Deci are, cum să vă zic, ce drăguț, ce mesaje îmi vin, mulțumesc pentru inspirație. Este vorba despre acea situație în care nu vă dă de înțeles că este mai mult. Sunt un om normal, un om rutinat, merg la serviciu, câștig salariul mediu pe economie, dacă îmi permit o vacanță pe an și nici pe aia. Adică nu o să știți de la început cine este această persoană cu adevărat, pentru că vrea să vă încerce. Vrea să vadă dacă îl veți iubi sau o veți iubi așa cum este. O persoană normală, o persoană săracă, o persoană după caz, în sfârșit. Bine, mie mi se pare că dacă ești bogat sufletește, ai totul. De asta zic, are un secret. Ia să fiți atenți sau atente. Dar acum nu vă duceți să întrebați din start ce secret ai, zic că știu deja. Lăsați cumva farmecul acestei noi relații să vă cuprindă încet, încet. Pentru că este, poate să fie o poveste frumoasă. Un secret frumos, să zic așa. Poate să fie și un secret de vârstă, s-ar putea să nu vă spună vârsta așa din prima, dar cum să vă spun? Pentru faptul că a suferit foarte tare în trecut, s-ar putea să fi fost decepționat foarte tare în trecut, pentru că și-a pus sufletul pe tavă, de asta cred că nici nu a mai avut, sau poate că cine știe, partenera i-a murit și de atunci n-a mai avut pe nimeni, sau dacă a avut pe cineva, i-a înșelat așteptările și atunci, din momentul acela, a spus gata, nu mai vreau pe nimeni, nu vreau să mai știu de nimeni. Dar uite că se schimbă situația în momentul în care îi atrageți atenția, să spunem așa, îi atrageți atenția și atunci se schimbă. Și plănuiește să pună la bătaie această strategie. Nu îi spun cine sunt, nu îi spun ce fac, nu îi spun... Să văd dacă se îndrăgostește de inima mea sau de ceea ce pot să ofer. Știți? Da.
E clar, persoana asta, vedeți, are inima rănită. Deci e o inimă rănită, a suferit foarte tare. Nu mai vrea să sufere și nu mai vrea să, cum să vă spun, să... să mai ofere totul de la început. De asta, vedeți, chiar mă gândeam de ce se roagă atât de tare să-i ofere, Doamne, Doamne, pe cineva la fel ca el sau să... o persoană cinstită care își dorește aceleași lucruri și care are aceleași viziuni, aceleași planuri ca și el, ca și ea. Da, drăguț. Bun, dragii mei. Haideți să vedem ce aduce această persoană în relație. Ce va aduce această persoană în relație? În afară de acest nou început, ce frumos! Va încerca pe cât posibil să îndepărteze din calea voastră pe oricine ar putea să vă facă rău. Deci este o persoană care, dacă se întâmplă ceva cu voi, ar fi în stare să... gâtul altei persoane, în ghilimele de rigoare, evident că vorbesc așa la figurat. Deci, cred că ce poate să fie mai frumos? Deci, în relație, persoana aceasta va da 100% și va fi, v-am zis, protectorul vostru. S-ar putea să vă simțiți la un moment dat destul de copleșite sau destul de copleșit, pentru că cumva este un pic obositor ca tot timpul să stea, știți, în spatele vostru, aoleu, mi-e frică să nu pățesc nimic. Stați un pic, două secunde. Mi-e frică să pățești ceva, mi-e frică, se poartă cu voi ca cu un bibelou, sau se va purta cu voi ca, virgulă, cu un bibelou, ceea ce s-ar putea să vă cam deranjeze un pic, știți? Dar să fim serioși, după ce situații sunt în trecut, ce situații sunt în spate, parcă acum, știți cum e? Nu ați fost obișnuiți sau obișnuite cu un astfel de comportament. Adică în celelalte relații poate voi ați dat totul. Poate voi erați acele persoane care erați un soi de mămici sau de tătici, sau, știți? Și nu sunteți obișnuiți sau nu prea sunteți, da, obișnuiți cu astfel de comportamente, ca cineva să aibă grijă de voi în mod excesiv, ați considera voi. Dar, de fapt, să știți că, nu vă spun eu, cam asta este normalitatea într-o relație. Adică am ajuns în unele situații să ne deranjeze că cineva se confortă tot timpul atent cu noi, dă de bănuit ca și cum, dar ce ești gelos, dar lasă-mă sau mă duc să-mi iau un pahar cu apă, dar lasă că ți-l aduc eu, dar mă lași că doar nu sunt bolnavă. Știți? Adică ceva de genul acela, vă dau exemplu, care cred că veți trece prin acest lucru. Foarte, 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 foarte protectiv și gata să sară dacă Doamne ferește, Doamne fer, se întâmplă ceva cu voi. Vai de, vai de, vai de. Să nu-i întâlniți cu foștii parteneri, că nu-i abunut. Glumesc. Haideți să vedem dacă are și un secret în afară de cel pe care deja l-am anticipat în interiorul etalării. Păi, ce v-am zis că s-ar putea să lucreze, să fie aviator? Ia uitați. Ce spune imaginea aceasta? Ora aviator? Bineînțeles că nu se poate potrivi tuturor, dar așa pregnant, vedeți, s-ar putea să fie aviator, să zic. Sau s-ar putea, mă rog, lăsând această profesie la o parte, s-ar putea să, v-am zis, să meargă mult, să lucreze mult, să meargă șofer pe tir, să meargă cu mașină foarte mult, să lucreze în vânzări, să lucreze, să facă comisioane, cine știe ce paletă de joburi există, dar să meargă mult, să se miște, să-și facă prieteni în fiecare oraș și să știți că, de ce nu, chiar așa s-ar putea să cunoașteți această persoană, prin intermediul jobului sau s-ar putea ca, nu știu, mergeți, dau un exemplu, nu trebuie să fie exemplul ăsta, mergeți cu avionul și îl întâlniți în avion sau vă întâlniți, vă încrucișați privirile, eu știu,
vine în orașul vostru cu nu știu ce treabă și vă întâlniți într-un magazin sau vă întâlniți nu știu unde. Sau poate lucrați împreună, dar în orașe diferite, în țări diferite. Sau vă mutați voi într-o țară diferită și apare această persoană. Sau sunteți din țări diferite și vă întâlniți la jumătatea drumului, nu știu, face universul cum face ca să vă aducă și întâlnirea pe care o aveți ar putea să fie din prima să se lase cu pupicuri. Nu, hai că mai vorbim, ne mai amețim, ne mai iubim de la distanță. Adică cred că lucrurile se precipită și se vor precipita pentru că, ce să zic, închei cu această mare, mare pasiune. Este o situație comună în care voi vă întâlniți. De asta spun că secretul său stă în a vă spune vouă că este o persoană comună. Nu are nimic special, nu este cu nimic mai presus decât altcineva. E o persoană normală care... O persoană normală. N-aveți la ce să vă așteptați. Și totuși, uite că se înfiripă romanța, povestea de dragoste, la muncă. Deci poate să fie în 60%, poate să fie o întâlnire la muncă, prin intermediul jobului, carierei, jobului, distanță, întâlniri, în sfârșit. Ei bine, haideți să vedem acum, cam atât pentru cea de-a doua etalare, haideți să vedem acum și pentru cea de-a treia etalare. Băiețelul șucubăț. Poate să fie brunețel cu ochii albaștri, poate să fie brunețel cu ochii negri. Minutul 51:15. Îngerașul, brunețel, băiețel. Spuneam că există o diferență de vârstă, că așa mi-a șoptit mie la urechiușă. S-ar putea să fie o diferență de vârstă. Sau să aibă un copil. Dar o să vedem în energia generală, pentru că vreau să știu pentru voi partenerul posibil. Deci cum va fi următorul nostru partener? Cum va fi și aș dori să obținem cât mai multe informații. Acolo unde nu simt să spun zodii, să știți, să nu vă spălați pe mine sau vârste. Pentru că dacă nu simt, nu spun ca să vă induc stări false. Dar avem un Clara, avem un Claudiu. Vedeți că în primele tale n-am simțit nevoia să spun și prenume, dar acum spun. Poate să fie Radu, poate să fie Dea, Dorian, cu D foarte mult, poate să fie cu H, cu Z, cu I, cuplu, cu care o să formați un cuplu. Ia să vedem ce spun aceste cărți. Păi este un parteneriat, dragii mei, de lungă durată. Pentru că, uitați-vă aici, vă văd într-un parteneriat de lungă durată, poate vă cumpărați un cățel, poate faceți un copil, dacă vârsta, dorința, voința vă aparține. Dar știți ce este cel mai fascinant și cel mai drăguț? Este că în această a treia etalare s-ar putea să fie o regăsire din anii tinereții. Aici nu este ca și cum nu ați cunoaște această persoană. Eu zic că ori în tinerețe ați avut o relație și nu s-a înfăptuit, iarna jucând un rol mai important în relația aceasta din tinerețe, nu știu, probabil că s-a desfășurat mai mult iarna, în lunile de iarnă, să zic așa, sau poate v-ați despărțit într-o lună de iarnă, poate v-ați cunoscut într-o lună de iarnă, poate că v-ați logodit, dar nu s-a întâmplat într-o lună de iarnă. Nu știu, poate că ați făcut Crăciunul împreună cu voi și, mă rog, voi și familiile. Sau... Cred că iarna a jucat un rol destul de important. Gemeni, foarte mult. Persoane blonduțe, roșcate cu ochii albaștri, ei la fel... Blonduți și atent cu ochii căprui, veriu, semănați foarte bine sau aveați aceleași trăsături sau vă știți de copii, vă știți de mii sau vă știți din anii, nu știu, am zis, adolescență, tinerețe. Foarte gălăgioși, foarte spontani,
chiar că erați mici când v-ați cunoscut. Și pentru că erați mici, probabil că viața v-a împrăștiat, așa, care pe unde. Vorbeați aceeași limbă. Viața trece, leafa merge, în sfârșit. Probabil că a plecat în armată și voi n-ați... Nu știu pentru cine este această tetrare, dar mi se pare extrem de... așa, niște mesaje foarte, foarte punctuale, așa că s-ar putea să rezonați mai, mult mai puțin cu această etalare, dar așa o simt, așa o prefer să o spun, această citire. Probabil că a plecat în armată și atunci sau de atunci n-am mai vorbit sau cumva s-a întrerupt această relație fiecare cunoscând pe altcineva. Eu zic că vă regăsiți. Doamne, mi s-a zbârlit pielea, nu știu dacă nu se vede, cred că nu se... Deci mi s-a zbârlit și anume pielea pe mine. Această carte vorbește despre reciprocitate în iubire, faptul că maturi vă întâlniți sau poate v-ați reîntâlnit și poate să fie o etapă de confirmare. Poate v-ați întâlnit deja sau dacă nu vă veți întâlni, pentru că există și întotdeauna, și de când ați mai fost împreună, exista reciprocitate în iubire. Pentru că prea vorbeați aceeași limbă, prea vă imaginați. Gândiți-vă la doi copii care își imaginează ce frumos va fi viața lor când veți fi împreună, când veți avea un cățel, când veți avea un copil, când veți avea o casă, când veți avea... persoane care v-ați făcut... V-ați făcut foarte multe vise, foarte multe planuri, foarte multe... Ați vorbit foarte mult și... Numai voi doi împreună știți să zâmbiți. Așa cum o făceați în tinerețe sau numai când vă uitați unul la celălalt, comunicați extraordinar din punct de vedere, sunteți empatici, comunicați telepatic, energetic, sunteți acolo pe aceeași vibrație, aceeași lungime de undă. Probabil că ați fost prieteni foarte mult, asta dacă n-ați fost chiar într-o relație. Poate că ați fost și prieteni și vorbeați de viitor și așa, dar nu s-a întâmplat atunci. Știți? Vă înțelegeați extraordinar de bine, chiar dacă erați băiat și fată, că de obicei la vârsta adolescenței, copilărie, tinerețe, băieții cu băieții, fetele cu fetele, dar voi vă înțelegeați extraordinar de bine împreună și râdeați foarte mult. Poate că acest mesaj suplimentar vă face să identificați această persoană. Aveți multe amintiri împreună. Ați plecat, nu știu, cu bicicletele, cu trotinetele, la munte... cu rucsaci în spate. Aveați așa scopuri comune. Acum mergem acolo. Acum și sunteți extrem de intuitivi și unul și celălalt. Vă întâlniți la vârsta maturității. Prieteni buni, râdeați, vă distrați, chefuri, cum se zicea, chefuri, ce ai, în sfârșit. Iar acum uitați-vă la vârsta maturității. Sunteți la fel, numai că au trecut niște ani peste voi. Doamne, ce frumos! Ce energie bună! Este o energie faină, e o energie așa încărcată de optimism. Ce frumos! Dacă ați ales această a treia variantă, deși v-am spus, nu este pentru toată lumea, pentru că văd că este un caz, știți? Mi se pare că parcă ar fi o speță. Asta este foarte concret, așa, analiză pe text. Poate să fie și, mă rog, în tinerețe se fie avut părul deschis, iar acum bărbatul lui se închidă părul, dar aceiași ochi frumoși, genele lungi. Doamne, deci vă spun sincer, deci îmi vin atâtea mesaje. S-ar putea să râdă mult, s-ar putea să aibă cropiță în obraj. Genele astea, mi se pare că avea niște ochi superbi datorită acestor gene lungi, el. Și probabil tendința era să îl pupăciți pe ochișori. Și pe unul și pe celălalt.
În continuare, cred că este o diferență de vârstă mică între voi. Da, probabil că o să vorbim de 2, 3 până la 4 ani, 6 maxim, dar nu, în sfârșit, dar oricum nu se vede. Dacă ați avut și cocăr în tinerețe, ar fi cireașa de pe tort sau un cățeluș în trecut, sau poate că aveați împreună căței și ați ieșit cu căței la plimbare și uite că v-ați îndrăgostit unul de celălalt. Haideți să vedem cum este partenerul vostru când nu este cu voi. Deși cred că voi cunoașteți această persoană ca pe buzunarul vostru, deci nu știu dacă v-aș spune ceva ce nu cunoașteți. Floare. Cum este? Este o persoană happy, este o persoană care îi place să dăruiască, este o persoană optimistă, spontană, v-am spus de mult, are simțul umorului dezvoltat, spuneam de faptul că e și diferența aceasta de vârstă, dar care nu contează. Este o persoană foarte plăcută. Dar v-am zis, nu cred că vă spun ceva nou. Nu este nimic nou sub soare. Și este convins că Universul îi aduce în cale tot ceea ce este mai bun, de la relații până la ceea ce își dorește. Nu-i place absolut deloc să aibă limite în a-și dori. Și cred că este și spirituală. Adică, probabil să fie o persoană care, nu știu, poate lucrează în domeniul acesta teologic, sau poate că este o persoană credincioasă, sau poate că este elevată din punct de vedere spiritual. Un prieten loial. Deci nu pot să vă spun că este altceva sau că s-a schimbat, a fost frumos în tinerețe, acum s-a schimbat rău. Nu, este fix aceeași persoană. Iar în momentul în care vă reîntâlniți cu această ființă, o să vedem, poate aflăm și unde, este ca și cum n-ați lipsit o groază de ani, unul din viața celuilalt. Veți relua de acolo de unde lucrurile s-au terminat din cauza faptului că a plecat în armată. Sau din cauza faptului că a plecat, s-a mutat cu familia în altă țară, în alt oraș. Sau că, mă rog, între timp, nu știu, s-a intervenit ceva. Ok, hai să vedem cum va fi relația voastră. Iar, cred că bănuiți cum va fi relația. Dar eu sunt curioasă să aflu pentru voi. Ați avut că spuneam că este o etalare foarte așa punctuală. Ați avut în tinerețe sau aveți, nu știu, o gecuță de fâș ca fâșul, așa subțirică, gri, argintiu sau bej, crem, nude și vă plăcea să puneți o eșarfă roșie sau magenta sau roz sau, mă rog, colorată la gât. Este un mesaj fix suplimentar menit doar să vă identifice cu această etalare. Sau vă place să purtați fulare groase așa sau dar culori colorate. Rozul, magenta, voi fi niște persoane, în unele cazuri, solare. Cum va fi relația dintre voi? O relație în care persoana asta vă respectă totalmente. Această carte și la prima etalare, dar nu știu dacă are legătură. Doar vreau să vă spun că este un gentleman, este o persoană pe cale de dispariție, dacă vreți să vă spun așa, rară. Este o ființă candidă, o ființă care este bucuroasă, aduce bucurie, o relație în care vă veți bucura unul de celălalt. Nici nu știu ce să mai spun altceva. O relație în care depindeți
unul de celălalt, depinde să râdeți, depinde să vă simțiți bine. Acum nu vă gândiți că este, poate să fie doar lapte și miere și eu spun varianta bună pentru că, na, ca în fiecare relație, acum o să vă spun că nici n-ar fi plăcut doar să stai să râzi într-una. Dar foarte happy, foarte relaxat, gemeni, pești, leu, fecioară, rac, vărsător. Ce aduce în relație persoana aceasta? Ce aduce în relație persoana voastră? O să vreau să se întoarcă așa deschise. Ce aduce nou în relația voastră persoana aceasta nou? Că tot vorbeam de noutate. Aduce vă luminează viața, pentru că s-ar putea ca voi să treceți printr-o stare de mult cu nori, așa, aveți numai nori deasupra capului și cred că persoana asta apare pur și simplu ca un colac de salvare. Aduce claritate în relație, aduce precizie, aduce decizii. Adică este o persoană alături de care puteți să luați decizie, că râdeți, voi râdeți, că asta e, vă simțiți bine unul cu celălalt, dar când iese de decizie, de decizie, adică una e alta, e alta. Petrecere, petrecere, râsul e râs, dar este și clar, muncă, adică decizie, muncă, construiți. Aduce această construire, construcție. Vă luminează, fără doar și poate vă luminează viața. Haideți să vedem care este secretul. Dacă are și un secret, deși v-am zis, cred că știți această, o știți această persoană ca pe... Să știți că s-ar putea ca viața să vă readucă împreună prin intermediul jobului, carierei. De ce nu? Poate vă întâlniți prin intermediul jobului sau prin intermediul carierei. Care ar fi secretul? Nu este niciun secret. Este o iubire care a durat și durează o viață întreagă. Lasting love. Mai mult jos scrie și aici chiar o să vă citesc, o să vă spun textual pentru că n-are rost să mă implic eu cu interpretarea mea. This is your true love. Deci este adevărata voastră iubire. Deci este sincer, este real, nu are niciun secret. Cam atât. Eu mă bucur că am putut să vă aduc aceste vești foarte bune. S-ar putea să ai o casă la țară, s-ar putea să fii copilării la țară împreună sau în momentul de față să locuiască undeva departe de tumultul orașului, orașelor. Eu vă mulțumesc, dragii mei, pentru că ați fost prezenți la această întâlnire a noastră de la ora 8. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și îmi doresc realmente să vi se întâmple aceste miracole în viața voastră, evident, dacă rezonați cu aceste etalări. Dacă nu, sunt convinsă că vor fi și alte etalări pe alte subiecte cu care să fiți pe aceeași lungime de unde să rezonați. Vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi, noapte binecuvântată și mulțumesc pentru fiecare mesaj pe care mi-l dați. Numai bine! Pa, pa!